Sindicaliștii de la ambulanță sunt primiți la această oră de premierul Mihai Tudose, asta după ce angajații de pe ambulanță au declanșat un protest în toată țara. Activitatea în serviciul de ambulanță nu va fi întreruptă, spun sindicaliștii, care recunosc că pregătesc un meeting de proporții dacă guvernul nu le rezolvă doleanțele. Nemulțumirile noastre au fost făcute cunoscut încă la acțiunea de săptămâna trecută. Astăzi am continuat și continuăm de astăzi începând protestul național declanșat pe o perioadă nedeterminată. Prin recalcularea, ca să observe exact care este diferența și care sunt pierderile salariale, venitul lunare a personalului din sistemul sanitar, respectiv servicii de ambulanță, servicii de ambulanță fiind cele mai afectate. Beneficiem în acest moment de un spor pentru condiții deosebit de periculoase doar de 1%, comparativ cu 75%. Așadar, ieri am avut mii de oameni în fața guvernului, astăzi aflăm de protestul ambulanțierilor, iar la această oră sunt la discuții cu premierul Mihai Tudose. Ce se întâmplă la guvern, ne spune colega mea Maria Toader. Maria, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Începând cu ora 10, reprezentanții din acest sistem al ambulanțelor se află aici la Palatul Victoria, discută cu vicepremierul Macer Ciolacu, cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, cu ministrul Sănătății Florian Bodog și așteptat să participe la aceste discuții este și premierul Mihai Tudose, cel care a și participat ieri la alte negocieri de această dată cu reprezentanții Cartel Alfa, iar mâine ar urma la ora 10 tot aici la Palatul Victoria să aibă o serie de negocieri cu reprezentanții tuturor confederațiilor sindicale din România. Principalul motiv de nemulțumire al tuturor sindicatelor în momentul de față din sistemul public se referă la trecerea contribuțiilor din sarcina angajatorului în totalitate în sarcina angajatului, lucru care este reclamat și astăzi de cei care lucrează în sistemul de ambulanțe, pe lângă problemele legate de sporurile care ar urma să fie diminuate sau chiar eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2018, mă refer la cel pentru condiții periculoase pentru cei care lucrează în acest sistem și reclamă acest lucru de altfel, la fel ca și alții sindicaliști din România. Și premierul menționa ieri, după discuțiile cu cei de la Cartel Alfa, și aceștia din urmă recunosc că au luat-o razna, citez, spururile în sistemul public, iar în momentul de față trebuie găsite soluții. În același timp, cabinetul Tudose caută o serie de variante de compromis.